Ce faci, Emilie? Fac un cafeluț. Te filmez. Dar ce sunt astea? Lavați sau? În ziua asta mică să-și arunce de acolo cereale și făcă le-a lăsat peste noapte. Pedeapsă. Suntem de unde părinți care credem în pedepse? M-am trezit de această dimineață și știu lumea cu mama mea de mâncare. Dimineața. Dimineața în care este. Dacă apare pe ecran ora pe care o numesc eu dimineață, o să-mi dați like și o să-mi ziceți bravo, fata asta da viață. Ceva care e rodat pe străzile din Germania. La noi. Bă, puteau să vorbească frumos. Da, asta n-am înțeles. Unde sunt întrebări, m-ați întrebat ce fac de mâncare pentru copil. Trebuie să schimbăm rezoluțiile, că sunt de anul trecut și am dat jos de pe panou. Multe dintre ele au rămas aceleași, că mașina asta cu efortul reprezintă interesul și vacanțele, dar cred că ceva fresh nu strică niciodată și am adus aceste două tablouri să mă inspire în activitatea de zi cu zi. Și apoi trebuie să fac curățenie la zona asta de colete și să vă fac recomandările. Cadou măreț pe care nimeni nu poate să mai vară vreodată. Ce e asta? Popă să văd? Păi poți, da. Am înțeles că pentru tine sunt. Toate sunt pentru tine. Deci avem niște din astea pe care nu le mănânc eu. Avem niște din astea pe care o să le mănânc eu. Îți place cum se vede baby? Anais baby? Da. Dar trebuie să mi se vadă toate. Văd că e ceva pentru copii aici. Așa. Astea de copii sunt super bune, dar trebuie să vă... Sunt niște biscuiți. Mami, din astea mai am avut. Și au fost foarte bune, nu? Mai avem asta. Așa. De aici o să se ocupe mami, că eu vreau să mă uit la film. Scuzați-mă că sunt așa de zic direct ce simt, pentru că eu chiar vreau să mă uit la film. Nu știu. Acum vă las să stați cu mămica mea. Moțat-o. Îți mănânci piciorul? Ce gust are? De biscuiți, torciți. De un aparat de dopoci. E un cadru ok. Nu bun. Cam asta e cadru. Trebuie să prezint niște produse. Mi se vede masa de make-up? Ești. Bun, înainte să termin ce am început de organizat prin baie, mă gândeam să fac recomandările pe zona de skincare. E super important în momentul în care faci o recomandare chiar să crezi în produsul ăla. Ale mele sunt goale, efectiv, sunt folosite și testate pe un termen lung, încât să pot să-mi dau cu părerea. Să zic că dacă abia l-am introdus în rutina mea de 2 săptămâni, nu o să pot să fac o recomandare pe el, pentru că 2 săptămâni nu sunt suficiente să-ți creez o părere pertinentă. Așa că tot... sare în cap. Așa că tot ce o să vă recomand este în rutina mea deja de ceva timp. Pot să zic că... Mi-am creat o părere despre ele. Ce faci, mă, piticani? Ce faci, mă, Ionii? Să-i trimit la școală? Da, online o săptămână, da. Apoi revenim tot timpul. Mi-am pus cafea cu lapte aici. Până mănânc Anais supa, eu o să și termin cu ele. Cred că mai mult de 10 minute nu durează treaba asta. Haideți să începem cu apa termală, pentru că este o invenție în viața mea. Am aici
4 recomandări de apă termală pe care vreau să vi le fac. În cazul în care nu sunteți familiarizate cu termenul de apă termală, este pentru că probabil nu se vorbește foarte des despre ea, deși este super importantă, mineralizează instant și protejează și repară bariera pielii și are foarte multe minerale, tocmai pentru că vine din izvoarele subterane. Deci foarte adânc se forează pentru a obține această apă termală și are foarte multe minerale în compoziție. Din apa termală se fac și cremele, serumurile, dar o avem și în forma asta. Și în cazul în care încă nu i-ați găsit o întrebuințare, să știți că sunt foarte multe zone unde puteți să o folosiți, inclusiv la sală, după ce transpiri. Corpul pierde foarte multe minerale și în momentul în care îți dai repede un refresh, țac, pac, ai rezolvat. Bogdan, după ce a avut transplantul de păr, a primit apă termală în cantități industriale de la mine, vedeți, e foarte mare, și și-a dat pe scalp. Tocmai pentru a regenera și a repara mai repede pielea agresată. Și pe zborurile cu avionul, din nou, el călătorind foarte mult, se deshidratau mâinile foarte repede și se dădea așa la nivelul mâinilor. Se vedea o îmbunătățire vizibilă rapidă. În cazul în care suferiți arsuri după epilare, spre exemplu, sau arsuri superficiale, când vorbim de arsuri mari, sau efectiv iritații după ce te razi cu lama, da? Sunt foarte multe capitole. Pe lângă make-up, eu mi-am luat-o pe asta în cantitate mică de la avene, pentru că vreau să-mi refreshuiesc make-up-ul. Și în momentul în care îmi dau ziua, random, o scot din geantă și îmi dau cu ea pe față, îmi fac un refresh la make-up pentru că se uniformizează și are așa un efect de proaspăt, bombă. Și le recomand pe asta uriaș, am descoperit-o la pachet cu produsele de protecție solară, SPF-urile și cremele ce le-am luat cu mine la plajă și mi-am luat-o și pe aceasta. O mai avem pe cea Evian, care eu seara, fiind în cantitate atât de mare, eu îmi înmuiam make-up-ul și m-a ajutat la zona de demachiere, o foloseam strict pentru treaba asta și mai îndepărtam pe lângă rezidurile de make-up și bucăți de mască de față. Băi, înainte, bucăți de mască de față lăsată peste noapte dimineața. Asta sunt eu cu apa termală. Mami! Și Vișiu este foarte, foarte bună pe categoria asta. Și dimensiunea de travel și de geantă trebuie să o aveți neapărat. Așa că o să vă las un link cu toate produsele astea. Sunt toate empties, adică mai am foarte puțin. Următoarea categorie o să fie cleanserele. Am 3 doar? Nu, am 4. Sigur am 4. 4. Bun. Toate sunt bune, nu pot să zic că unul anume este favoritul meu. Fiecare are câte o particularitate specială și la fiecare cleanser în parte o să ne oprim asupra texturii. Două dintre ele sunt cu textură foarte grasă, cleioasă și abundentă, așa, nu știu. O să vă fac o demonstrație că mai am câte puțin în fiecare. Mami, dă mai încet desenele, te rog. Vedeți stilul ăsta de cleanser? Miroase a trandafir și este practic... Aștept să dai mai încet. Nu, mai. Hai. Și du-te și testează supa aia, vezi ce zice. A, testat-o. Hai, mami, așează-te la masă, suflă în lingură și puneți și pâine și servește și pe Alex cu o felie de pâine, te rog. Ai pâinea aia cumpărată de la miez, care e foarte bună, și ai mai și pâine feliată. Și acest cleanser, după cum spuneam, îl folosesc în funcție de mood, efectiv. Nu știu, efectiv de mood. Dacă am tenul foarte, foarte sensibilizat, spre exemplu, o să folosesc acest cleanser cu glicerină. Bun, și cum spuneam, Drunk Elephant elimină your suspicion 7 sau ceva de genul. Practic, ei te învață ca treptat să elimini din rutina ta de îngrijire, parabeni, chestii care conțin parfumul și așa mai departe, lucrurile practic dăunătoare pentru corp, iar mai apoi să introduci, după ce ai eliminat toate nebuniile, să introduci aceste produse care nu au SLS, nu au parabeni, nu au parfum, nu au coloranți, nu au uleiuri esențiale. Sunt produse naturale. Are o textură mega lejeră. Este total diferită. Nici nu o simți pe față. Este mega lejeră, deși curăță foarte bine tenul și calmează iritațiile și alte chestii dacă ai tenul dubios în perioada respectivă. Asta e o variantă bună. Următorul produs, tot în aceeași categorie, asta este foarte caterincă. Numele lor este o formulă clinică combinată cu integritate. Este de la The Ordinary și din nou, după cum îi știți pe cei de la The Ordinary, au niște produse foarte ok în compoziție. Partea care mi-a plăcut foarte tare și particularitatea la acest cleanser este felul în care se aplică. Se pune
este ca o chestie lăptoasă și cu căldura palmelor frecați și în momentul acesta o să se transforme în ulei și este super soft pe ten, în momentul în care cureți în profunzime sub formă de ulei. Îl mai avem pe cel de la Fenty, pe care de obicei îl iau cu mine în duș. Am gelurile de duș și șampoanele și chestii și mai am și un, între ghilimele, săpunul pentru față. E foarte amuzant, de asta îl iau cu mine în duș, pentru că e gestul pe care îl faci. Efectiv, torn. Culoarea este portocalie, foarte interesantă și textura aduce foarte mult cu cea de la, tot așa, foarte sticky, cu cea de la Lancome. I love Fenty, I love Fenty Skin, I love Brianna, I love her new baby, I love everything about this brand. Deci am vorbit-o pe engleză asta, nu știu, voi să-mi spuneți like dacă mă înțelegeți, că eu nu. Și hai să râdem un pic. Sunt super de acord. Da? Da, bun. Păi stai, pauză. Ce are azi? Nu mai mânca și gata, dacă nu-ți place. Nu. Da, funcțin. Mi-ai zis că nu-ți place supa, că ați mănânci biscuiți. Ba nu. Mami, dar ba nu, serios, gustul că sare pe ce mai îmi place. Așa, bun. Următoarea categorie este cea a... Oh. Am aici 4 demachiante, toate... Asta e foarte nou de asta, încă mai are, dar... Folosesc Bioderma de 4 ani deja și de fiecare dată revin la același produs. O iau și în cantitatea mică de Trevor, că au și borcănașele mici. Și pe cea roșie roz. E foarte bună. Este apă micelară purifiantă și are și pentru piele sensibilă. I like it. Mai departe, pentru piele foarte sensibilă și în momentul în care nu simt că aș vrea să-mi ating tenul sau să-mi curăț tenul cu vreo dischetă și totuși e necesar să fac treaba asta, folosesc o soluție micelară, se numește Rilastil Daily Care și efectiv am stat cu ea pe noptieră lângă pat. Dimineața, primul lucru, deși efectiv ador și trebuie să-mi cumpăr alta, brandul ăsta este bombă. Abia l-am descoperit și de când l-am descoperit am testat de la el și uleiul, gelul de duș pentru copii și un ulei de duș, mă rog, nu e gel, e ulei. Și curăță super bine și are numai ingrediente foarte ok pentru corp. Și următoarea, pe care o ador, efectiv, este de la Sephora. Deși mulți dintre voi, poate, când mergeți la Sephora, ați opta pentru Clinique sau alte branduri mai scumpe de la ei, eu, una, sunt fană Sephora Collection, pentru că au produse studiate, făcute în Franța, foarte bune. Asta, spre exemplu, este cu 90% ingrediente de origine naturală. Pentru momentele în care chiar am shooting-uri și port tone de make-up pe față, dar sunt momente în care poate port smokey eyes cu niște texturi pudră, cu chestii super pigmentate și buze mate și așa mai departe, folosesc acesta de la Clinique, care este pe bază de ulei. Se numește Take the Day Off, Makeup Remover, Lashes, whatever, dacă am mascara, waterproof, care se dă cel mai greu jos de pe gene. Ăsta este cea mai bună soluție, din nou, și ăsta este terminat și îmi place la el și felul în care se deschide. Copiii nu pot accesa acest produs. Ori mai fi și lucruri de care copiii nu se apropie. Foarte puține, că de restul au acaparat situația. Haideți să trecem și la partea de skincare. E o discuție foarte amplă, dar am luat cremele mele zilnice. Pe lângă creme care fac cine știe ce fel de minuni pentru cine știe ce fel de rezultate, astea sunt creme hidratante care merg iarna. Deci, practic, acum mai sunt 2 luni de iarnă, merg testate, cumpărate, fetelor. Efectiv, eu sunt addicted. Nu știu care să încep, că toate îmi plac extraordinar de tare. Cred că o să încep cu ceramidinul. Mi-a fost și mi-a recomandată la rândul ei și de când am descoperit-o sunt fanatică. Partea tare la aceste două creme, care sunt intensiv hidratante, reparatoare și mega bune în momentul ăsta. Știți ce n-am înțeles eu la mine? Deși iarna mi se usucă tenul mai tare ca vara, deși vara mă expun la soare și, nu știu, căldura aia toropitoare, totuși mie iarna mi se usucă mai tare tenul. Nu înțeleg. Nu face neapărat sens pentru mine felul în care Bogdan taie pâinea pe masă și... și... Iubire, salută vlogul! Salut vlog! Ești cel mai frumos când mănânci supă cu pâine. Așa. Bun. Și ce vă spuneam? Că nu înțeleg de ce mi se întâmplă treaba asta, dar pentru oamenii ca mine
Rilastil 72 de ore Intens Aqua. Fetelor, asta este o cremă extraordinar de bună și totuși nu se comportă ca o cremă grasă. Ok, cremele grase își fac treaba foarte bine, dar textura și feeling-ul de pe față de după, I don't like it. Nu sunt genul, nu rezonez eu. Așa că am descoperit aceste două creme pentru fițoasa de mine. Fiecare are fiticii pe creier. Și asta se transformă în gel cremă. Efectiv, o să vă arăt, o să storc. Poate avem noroc și mai găsim. Și mai găsim o țâră. Ia să vedem. Așa arată treaba asta. Mega hidratantă. N-ai cum. Odată ce descoperi cremele astea două, n-ai cum să treci fără ele. Și miroase și foarte bine, foarte interesant. De calm, într-o zi agitată. Aici mai avem încă alte două creme. Pe asta am descoperit-o acum 4 ani de zile. Este Clinique Moisture Surge, tot așa, 72 de ore hidratante. Și textura, nu știu dacă mai găsesc un pic aici. Textura e de... Și asta miroase interesant. Textura e tot de gel cremă și tratează mega bine. Carmencita, când am fost la ea, avea vreo 3 creme de astea și mi le-a dat mie cadou. E neapărat... Bine, e cu dus și întors să spui preferată. L-ai iubit, ai unul și bun și îl iubești pe ăla și e preferatul tău din toți. De pe lumea asta, din toți oamenii. La creme folosești mai multe concomitent. Am făcut o comparație bună, să înțelegeți. Deci nu pot să zic cremă preferată. Iar asta se numește Aqua Bomb. Are o culoare drăguță. Și zici că ți-ai turnat un pahar cu apă pe față de fiecare dată când te dai cu asta. Are hidratare crescută la 70%. Mami, scuze că te gândesc. Zic că nu mă deranjezi. Așa. Vreau să zic că am mâncat numai 3 biscuiți. Poți să-mi bag niște ciocolată cu lapte? Nu. Dar dacă mi-au bio. Nu, nu, nu. Și dacă o folosești, nu e prea bine. Seara mănânci cerele cu lapte. Acum nu e seara. Da, vreau să fac un cuplu. Ai încercat tu să o forțezi, nu? Da, atunci am mai mănânc. Așa, bun, haideți că am vorbit în continuu, mi s-a uscat și gura. De chipsuri? Iubitul meu a făcut cafeaua bună, bună. Sunt la a doua ceașcă de cafea. Da, uite. Uite, am văzut și mirose așa bine și mi-a făcut poftă. Haideți să vedem pentru următorul clip. Da. Mă gândeam să vă fac recomandarea pentru fondul de ten. Primesc foarte des întrebarea cu ce fond de ten te dai. Ei bine, un mic disclaimer aici. E foarte important să înțelegeți. Un fond de ten, cum arată pe cameră, nu arată la fel și în realitate, da? Pentru că noi ne folosim de diverse artificii. Poate folosim un ring light, poate un filtru bun pe față, poate lumina perfectă și reușim să atenuăm așa micile imperfecțiuni. Dacă m-ați vedea pe stradă și m-ați întrebat, hei, ce bine îți stă tenul, ce fond de ten folosești, atunci să zicem că ar fi o recomandare pertinentă. Dar în punctul în care mă vedeți doar pe cameră, eu oricum puteți avea încredere în recomandările mele pentru că recomand doar ce folosesc, ce e în rutina mea de mult timp și într-adevăr funcționează. Puteți să luați recomandările de bune, dar din nou vedeți ce vi se potrivește pentru că atâtea tipuri de oameni, atâtea tipuri de ten și eu nu cred în categorisirea tip de ten gras, normal, mixt și uscat. Nu, sunt multe categorii de ten care se schimbă și la mine. Spre exemplu, tenul mi se schimbă odată la 2-3 luni, intră în altă fază, poate folosesc agenți de exfoliere, poate treaba asta a lunii, știți voi că mai apar tot felul de erupții. Tenul se schimbă oricum și am pentru fiecare perioadă a tenului am și produsele necesare. Și ca să concluzionez cu treaba asta, mă gândeam să fac ori recomandarea pe serumuri, să vedeți ce serumuri aplic pe ten înainte de cremă sau poate să mergem direct pe zona de make-up și să vă arăt 5-10 fonduri de ten preferate. Oricum, și cu fondurile de ten e o mare nebunie că ce are unul nu are celălalt. Unul poate tucă tenul prea tare, unul matifiază, altul poate are cuprire prea mare, altul poate nu acoperă în totalitate. De asta sunt mai multe categorii și cu siguranță o să vă găsiți și fondul de ten preferat. Eu am mai multe recomandări. Așa că să-mi dați în comentarii să-mi spuneți exact ce vreți să vedeți. Fondurile de ten sau skincare-ul. Și în cazul în care v-au plăcut recomandările mele și cu comentarii cu ce folosiți, ce creme recomandați, pentru că întotdeauna eu merg pe sugestiile comunității, chiar am fete super apropiate cu care îmi dau tot felul de hinturi și așa mai departe și eu primez recomandări, să știți că nu doar voi, așa. Și vă aștept acolo să îmi sugerați și voi câteva creme pe care o să le introduc treptat în rutină și o să vă zic părerea mea despre ele. Așa ajungem noi la final de recomandări. O să mă duc să... Astăzi am o întâlnire de colaborare. Trebuie să merg să mănânc și eu cu familia.
aș vrea să termin curățenia și să mă apuc un pic de partea de sortat colete. Nu o să vă vine să credeți unde am ajuns, la sală. Wow! O să încep cu niște carnitină, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp. Dar iubitul meu aici de față m-a motivat să trec și eu pe la sală. Cu ocazia asta o să-l cunoașteți și pe antrenorul meu. O să vă zică și el două. Asta povesteam, că cu ocazia asta o să te cunoască și pe tine. Să nu vă speriați de fizicul lui, pare terorist. Într-adevăr este. Am mâncat puțin mai mult. El este Ivan. Dați-mi like și subscribe dacă l-adorați pe Ivan. Știu, toate femeile sunt moarte după el. Dar pe lângă felul în care arată, vă zic, știe foarte multă teorie, știe să vă explice lucrurile. O să-l filmez și așa, aici îl întrerup un pic. La bază este kinetoterapeut. Haideți că vă mai povestesc. Și dacă, și dacă îl găsim bine dispus, o să vă zică și el câte ceva. Nu, nu, nu. Nu, nu, că informația costă, într-adevăr. Not today. Nu, data viitoare. Cu siguranță. Face și meniuri personalizate și de asemenea programe acasă. În baza analizelor medicale. Păi da, pe mine m-a pus să fac la Sinevo totul, absolut tot. Mi-a zis, nu stau de vorbă cu tine până nu mi-arăți analizele. Iubire, în 5 minute sunt aici, da? Vezi că am luat și o carnitină, s-o plătesc și pe asta. A, așa, haideți să vă arăt și vestiarul. Ador sala asta. Uitați cât de cozy arată totul și cât de frumos. O să mă întorc așa. Aici sunt vestiarele, unde îți pui locăre, efectiv. Iar aici e zona de make-up. Uscătoare de păr. Placă de păr. Să las vlogul în sală, aici în vestiar, nu pot să ia cu mine sală pentru că nu mă mai concentrez. Dar o să facem un video separat în care vă arăt ce exerciții îmi dă antrenorul meu. Ăștia sunt Adidas și de sală, pe care puteți găsi pe About You. Și o să închid acum, pentru că oricum muzica asta e cu drepturi de autor și nu pot să folosesc nimic. După sală puteți să vă luați și au aici de toate. Asta e genială. Și asta fără grăsim și fără ce... fără zahăr. Batoane proteice. Ia zi, iubire, mă răsești când e cu prăjitură după sală? Da, iubita mea. Bagi cu mine? Da. Și avem și clătite acasă proteice, deci să fie perfect. Nu, nu sunt proteice. Ba da, sunt proteice. Nu sunt iubire, calorice. Iubire, noi nu mâncăm nesănătos. Ia, baby, arată și mie. Thank you. Ce ai aici? Este șuste. Ai crunchy protein bar. Hai să luăm ceva care îți place și ție. Eu nu vreau. Nu-mi place asta. Aia e, altă viață. Dar nu înțeleg, de ce ești dezbrăcat? Dă-te Bogdan să-i se vadă aici, pătrățelele. Ias! Care pătrățele? Dați like dacă vă place de Mario Gol. Da, vă place, sunt sigură. Ias, tati! Stai, că cu ăsta nu putem să mergem la parcare. Vino, hai să ieșim. Da, cu care? Asta. Mamă! Dacă o să vadă Alex care editează treburile astea, o să vadă filmarea. O să râdă maxim. Uite, geanta mea are culoarea caramelului, vezi? Da, asta-s fost mai mare niciuna goală, da? Astăzi zic. Uaaa! Aaa, îți pui Nutella lângă mine. Amici, eu împachetez eu. Zăpăcita! Vreau să te văd. Știi ce ești? Cum ți-am zis că ești? Nu? Zăpăcită. Nu zăpăcită. Ți-am zis că ești aiurită și mănâncă o plătită. Vă place limba mea, nu? De dimineață până seara, după aceea nu ai timp nici de Instagram. Imaginează-ți 20 de ore de filmare pe o săptămână, care trebuie... V-am zis că merg la o întâlnire și am primit la această întâlnire niște parfumuri, dacă vine să credeți. Le știți sigur de la sora mea din perioada de Crăciun, pentru că ea a ales să facă aceste cadouri.
surprit aici un pachet, o să vine deschid acasă să vă arăt. Am ajuns la Adam. Și mâncăm. Ana este acasă. Avem și sparanghel după sală. Tu ce faci? Cu ce te lauzi? Cu faptul că am terminat farfuria în timp record. Doamne, paste, da. După sală. Uite, niște lămâie, niște fructe. Mi-a zis să bag carbă ca să cresc. Vai, ce feeling bun să vii acasă și să găsești ținutele făcute pentru shooting-ul de mâine. Ador! Ia uitați ce avem noi aici. Este absolut superb. Bombă. Ne place. Ne place cum se mișcă, da? Super. Și produsele sunt foarte accesibile. 15 lei la reducere. Adică, practic, nu folosim produse scumpe. Sunt produse care pot fi găsite la Zara, Bershka, H&M. Asta l-am luat super oversize de la Pull&Bear. Mami, le vedeți, ce e aici? Ce cauți? Mereu când vin acasă, mă întreabă ce am în pungă. Haideți să vedem. Ce are Ion?